Încă un pășcănea nemulțumit de facturile la căldură, deși a stat în frig, cu caloriferele închise. Factura pe luna februarie a venit aproape cât pensia pe o lună. Cei de la Reagecele Pașcani explică într-un mod unic cum de la un consum mic costul este atât de mare. Doamna Anca locuiește în centrul orașului. Chiar și așa, nu are apă caldă de câțiva ani, iar în ultimile luni, deși a stat în frig cu repartitorul închis, factura la căldură, pentru un consum foarte mic, a venit aproape 3 milioane de lei vechi. Nu-și explică de ce și cere lămuriri celor de la Reagecele care nici măcar nu au vrut să vorbească cu ea atunci când a fost la ei. 69 de unități în luna decembrie, mi-a venit 3.800.000. Dacă considerați că este normal așa ceva. Pe luna ianuarie, pe vreo 50 de unități, mi-a venit vreo 2.800.000. Nu mai știu ce e acolo. Apă caldă nu avem de 5 ani de zile în bloc. Am fost la Jax sau ce este acolo și mi-a spus că pentru fiecare bloc gigacaloria se calculează aparte. Dacă asta e țara românească, nu știu dacă e frumos să răspund așa ceva. Explicațiile șefului serviciului de calcul din cadrul regiei Pașcani Adrian Centa sunt fabuloase. El spune că factura nu este mare, de 270 de lei pentru 42 de unități, atât cât a consumat pășcăneanca în luna ianuarie. În ce privește valoarea facturii, nu mi se pare exagerat de mare. Faptul că a încălzit numai o cameră dânsa, celelalte camere totuși n-au fost la temperatura de afară, au luat căldură din camera respectivă și de aceea are consumul mai mare, adică are consumul ăsta pe repartitor. Mai mult, femeia spune că la un apartament mai mare, acolo unde locuiește o cunoștință de a ei, pentru 256 de unități consum, a plătit 206 lei pentru aceeași lună. Apă caldă nu avem de 5 ani de zile. Și care e motivul? Nu știu care este. Probabil că nu face față centrala să dea apă caldă, că suntem numai 3 locatari. Deci, ce nu tai, să tai odată țevile astea, că doar nimeni nu mai are nevoie de ce. Că eu și așa am centrală, dar n-am pus-o, zic, să tai caloriferele este dracul, odată să plătești și la astea o taxă. A ținut caloriferele deschise? Nu, 69 de unități în sufragerie. Și încă o dată, următoarea lună, 55. Cum să le țin deschise caloriferele? Se poate verifica, doar caloriferele sunt acolo, asta cum se cheamă, repartitoarele cele sunt acolo, doar eu nu i-am dat drumul de fiecare dată, eu nici nu prea stăteam pe acasă, dar când venea ăsta, îi dădeam drumul ca să vii și citească el. Și mi-a spus că pentru fiecare apartament, cum zic, domnule, uite, altul are 205 unități și plătește 2 milioane. Altul are 220 și-o plătit tot 2 milioane. Și zice, nu știu, doamnă, pentru fiecare se plătește gigacalorie. De vecinii dumneavoastră cât au? De vecinii mei au centrală. Și cei lanți 3, nu știu, zic că ei nu au deschis caloriferele. Dar probabil că nu au vrut să-i dea drum. Șeful regiei spune că nu se poate compara un bloc cu altul la consum și că femeia care l-a reclamat la televiziunea locală nu a procedat corect, ținând numai un calorifer deschis, căldura fiind propagată în toată casa. Repartizarea căldurii în blocurile cu repartitoare se face din 2004 și a avut de atâtea ori ocazia să vadă cum se face repartizarea. Mi-ați spus mai devreme puțin că a avut comparație cu cineva din vale care are mai multe puncte și are factoarea mai mică. Nu se face niciodată comparație între două blocuri diferite, nici măcar între două scări din același bloc. Fiindcă fiecare scară de bloc are o scală, astfel încât să poată face comparație între două apartamente din acel bloc, de pe acea scară, dar nici de cum între scări diferite. Pentru că sunt consumuri diferite, sunt regimuri hidraulice diferite, deci nu se poate face comparație.